stimați prieteni, suntem din nou la Bodo, de data aceasta cu maestrul coreograf Emilian Dumitru, care după zeci de ani de spectacole folclorice, astăzi ne va face un spectacol culinar, va fi protagonistul unui spectacol culinar. Și ne-am gândit, având în vedere că începe postul, v-ați gândit la pește, am înțeles că da? Da, la pește mă puneți la mare încercare, la gran încercare. Da. Cum ziceai, dacă am făcut o jumătate de secol spectacole, mai fac încă un sui generis, e adevărat, mai special, dar îl fac. Asta pentru că m-ați rugat și pentru că v-am invitat eu la masă zilele astea și ați văzut, v-am dat bunătăți de asta și am făcut greșeala asta. Ce să fac? Acum m-ați rugat să facem emisiunea asta și o facem, cu plăcere, să înțelegi. Deci ce vreți să facem? Ce propuneți? Păi mai întâi m-am gândit să facem un pește afumat. Ce pește? Un pește afumat care la noi nu prea se obișnuiește așa, deși este unul din mâncărurile, asta e o mâncare foarte bună, faină de tot. Sigur, poți să afumi orice fel de pește, dar cel mai bun pește e în general peștele fără sos și fără oase, aproximativ. Așa. Aici avem păstră. Așa, pentru asta ați ales păstră, pentru da, chestia asta cu afumatul. Păstrăv afumat. De ce da, păstrăv? Pe de o parte, cum spuneam, care are un gust extraordinar. Pe de altă parte, n-are oase decât o structură la șire spinării care să ia repede. Și nu e bogat în solzi. Și nu are deloc solzi. Da. Și, însă, aici sunt două inconveniente. Cum poți să faci rost de păstă? Un om obișnuit. La ori magazin. Pesc... Păi, ori te duci la magazin, dar e o țără cam scump. Ori pescar la munte și prinzi un pește, curcubeu, indigen, care e mult mai gustos ca asta de la magazin. Asta e de la magazin, înțelegeți? Așa că să încercăm să facem păstrăvul ăsta. Dar pentru că foarte mulți oameni nu, poate nu-și permit să facă așa ceva, ne-am gândit că în partea a doua să facem și un pește mai aproape de apele noastre, de Timiș și de Bega și de bălțile noastre, să facem un crap. Așa, ați luat și crap. Am luat și doi crap. Și pe ăsta tot afumat îl faceți? Nu, el poate să fie și afumat. Dar ăsta o să-l băgăm la cuptor pe varză. Deci începem cu ce? Începem cu ei, cu păstrăvii. Ce trebuie să le facem? Ce am făcut, eu spun, ca să scurtăm puțin. Așa, i-ați curățat interior, nu? Am curățat o parte. Așa. O să mai am doi care să-i curăț aici sub camera, așa. Vreau să vă spun că păstrăvul este un pește răpitor. Da, are dințuri. Am văzut. Nu, că am văzut. Am văzut, nu, l-am văzut că are dințișori așa. E pește da, răpitor, deci da, nu e un pește palmic așa. Să încercăm. De solz n-are, ne scutește foarte mult la o muncă de asta. Deci pe ăștia-i curățați. Ăștia-s doi, care mai am doi. Am înțeles. Curățat în același fel. Ia să vedem. Deci, unii tai așa. Da. Așa și până pornesc. Eu îl pornesc numai așa. Da. Înțelegi? Și spintec până la cap de tot. S-ar putea să ai bucuria să dai peste icre. Ceea ce aici nu este cazul. La ăsta nu am sunt înțeles. Icre. Nu sunt icre, nu sunt icre. Are un esofag foarte puternic, ca și cleanul, care trebuie să-l desfaci tăindu-l cu cuțitul, așa. Ia să vedem dacă la asta avem noroc pentru icre. Dacă avem icre, da, ce am mai găsit și noi, o să mai facem și o salată de icre. Da. Trebuie să vă spun, stimați telespectatori, că ne-am format... Are icre. Are icre. Bravo. Avem o zi norocoasă. Deci și-am mai scos de aici și de aici. O să rugăm una din femeile care se pricepe, din echipa noastră, nu? Să le facă pentru prânz un fel de salată de icre. Băgați de seamă că aceste icre sunt foarte mari. Seamănă cu icre de Manciuria și la gust sunt aproape la fel. Le-am dus, am lăsat acolo icrele, peștele, îl spală. Bravo. Bun, acum o să mă duc după el să-l aduc dacă, da. Păi, stai puțin. Stai puțin. Mai întâi trebuie răspuns la următoarea întrebare. Bine, bine, cum l-afumăm, ca pe cărnaț sau cum? Da, cum l-afumăm? Aici trebuie adevărat o instalație specială. Uite cum este asta, de exemplu. Aha. E la îndemâna oricui să facă așa ceva. Deci din tablă, practic, din nu? Din tablă inox sau așa, din orice fel de tablă, cu câteva compartimente. Unul de jos care... Dar în ăsta puteți și cârnați afumat sau ăsta e pentru pește? Aia mai greu, cârnați în alta afumătoare mai mare pentru pește, pentru că peștele se afumă foarte puțin, el se coace mai mult. O să vedeți. Aici... Acolo ce puteți? Să facă, să bagă jar. Aha. Tot timpul. După aceea, urmează un grătar.
Da. În caz de cad pești pe aici, trebuie să spun să nu cad în jar. Să nu cad în jar, să poți să recuperezi. Și aici... A, da, uite grătarul. Da, camera cu miracole. Aici sunt 5 sârme de care agățăm da. Peștii cu cârligele respective pe care o să vi le arăt imediat. Și atunci, jar acolo, să coace aici. Aici am un fel de tiraj făcut de mine, se vede că e cam cât empiric. Cât lasă fumul ăla? Nu, să mai dai drumul. Oxigen să mai vină, să mai nu? Nu, să da facă curent, să fie... Am înțeles. Dura să ducă. Deci fără asta, mă gândesc că nu se poate, deși mulți oameni pun peștele și pe jar și fac pe jar acolo. Dar fără asta e mai greu. O să vedeți, el să și coace. Repet chestia asta ca să se înțeleagă. Păi dacă stă în căldură, nu? Stă în căldură mare, o să facem uh-huh. focul și o să vedem. Deci ați înțeles. Am înțeles. Acum, ca orice afumătură... A, trebuie să vă mai prezint ceva legat de povestea asta. Nu putem să agățăm peștii ăștia cu atât mai puține aia mai mari cu orice cârlig. Pentru că peștii la căldură se desfac și cad acolo în jar. A, și grătarul. De-aia și grătarul l-a pus da. Acolo. Și atunci... Am primit lucrurile astea de la un prieten de-al meu, deci din sârmă de inox, cu două povești de-astea. Da. Cum se lege? Cârlige sau cârlige, da. Înțelegi? Cange, ca o cange da. Mai mică. Pentru ca să avem siguranța că o să stai acolo. Dacă e într-un, nu se poate... Și ăsta îl băgați în cap sau unde îl băgați? Vă arăt imediat. Mai întâi, cu orice afumătură, trebuie să fie, să nu fie umedă. Și cârnații, știți că se mai zvântă, nu știu ce... Habar n-am, da, dacă ziceți... Da. Și atunci peștii ăștia... Ăștia spălați, practic, și spălați. Spălați tot în am înțeles. Mai vine aia doi de acolo. Da. Dacă poți să-i ții... I-am lăsat în saramonă, deci nu umblăm cu sare nimic aici, pentru că i-am lăsat o noapte în saramonă să tragă sarea. Deci au stat o noapte în sare, să știi, am înțeles. Sare moderată. Da. Trebuie să fie uscați ca să prindă fumul pe ei. Da. Și acum mai ștergeți cu păsopul. Mai șterg pentru că n-am avut timp să-i pun afară, să poate să stea o noapte pe agățați așa la curent și atunci se usucă. Dar eu îi șterg acum și e aproape același lucru, nu? Da. Și îi voi șterge repede. Deci, practic, îi ștergeți așadar, bine? Deci, îi ștergem foarte bine, perfect, după da. Câte ați văzut și până acum. Uscat și prin interior. Așa, da. Și băgați cangea în ei. Cu ligul ăsta se bagă, cum s-a mai arătat adineaurea, un cârlig într-o parte a șirii spinării și unul în cealaltă, ca să fie între oase. Da. Coastrele nu scapă de acolo. Dacă da. Îl bagi cârligul aici numai la cap, te trezești, capul rămâne în cârlig. Se moaie și a căzut jos, da. Asta e foarte important. Eu am pățut, mai ales la peștii mai mari. Înțelegi? Da. Uite că ni s-a aproape gata cu ei. Da. Doamne. Văd că sunt dibaci. Vedeți că vi-am pus și pe el alți doi aici, în timp ce băgați cangea. Bine ai făcut. I-am adus de la spălat. Da, o să vezi ce fain. Într-adevăr, au gust grozav. Și nu mai pot. Ești foarte curios. Când facem foc, când îi dăm... Și ies așa arămiu ăla, da. Culoarea aia arămie. Da, excelent. Spectacol curat. Uite, eu i-am pus pe ăștia într-o saramură, cum zici, moderată, ca să nu mâncăm salat. Să respectăm sfatul medicului, nu? Nu, dar așa e și cel mai bine. Păi, dar și vă mișcați repede. Sunt aproape gata cu ei. Altceva, la ăștia nu mai trebuie decât copt și afumați, făcut jar. Asta e tot. Și încolo, când îi punem pe platou să mâncăm, mai adăugăm câte ceva și o să-i mâncăm. Deci acum să odihnesc până facem focul, să nu? Să odihnesc în pace. Da, până facem focul, da? Da. Și focul unde-l faceți? Aici, lângă dumneavoastră? Fac foc aici. Da. O să vă rog să las niște planuri apropiate acolo. Da, când faceți locul. Când da. Fac focul. Acum fac și focul. Asta e tot. Da. Bun, haideți că luăm. Da. Gata. Bun, echipitul. Acum, până arde focul să face jar, îi montăm acolo, deci avem ce face. Așadar, jarul, după câte bagi de seama, e gata făcut, vezi? Da. În câteva minute trebuie să punem acolo, dar trebuie să punem pești mai întâi. Așa, cum montăm, păgăm da, pești în... Da, montăm toți peștii aici. Am înțeles, bun. Ia să vedem. Bucată cu bucată. Ia să vedem. Hai, prindeți acolo cu... Uite aici, e cam... Asta e pe... Simți? Păi, simțul tijei, nu? Păi, dar n-ai ce să faci, că nu se poate la...
Ah, și vin agățați frumos aici. Ah, pe rând agățați fiecare. Da, da. Ah, deja ați, vezi? Pe prima încercare, a doua deja merge la fix. Totdeauna a doua încercare e mai bună. Mai bună ca prima, nu? Merge și jarul, e gata. E gata? Da, uite așa. Și acum luați jarul ăla de acolo și... Jarul ăla cu grijă. Așa, al pe lopată. Aici. Ați făcut gaura la cuptor? Asta ați deci făcut dumneavoastră cuptorul? Asta e făcut nu de mine, dar după proiectul meu, ce zici de asta? Păi bă, că la, dați, prima oară ați cumpărat lopata, nu? Ca să intre lopata și după aceea cuptorul. Am cumpărat sârma asta și am făcut așa. Și deci ăsta îl băgați în... În cenușa. A, aici. Aici, de aici vine toată temperatura. Și fumul mai târziu. Fua! Vă lasă să puneți ziarul ăsta. Așa, ușor, așa. Dar nu, mult puneți, nu? Pune. Mai trebuie să facem altul. Deci nu-i suficient ziarul ăsta? Da, de unde? Mai facem foc, odată sau poate de două ori. Da, îl afumăm azi, nu? Cum? Îl și afumăm azi peștere, nu? Fumă odată cu fumul ăsta. Da? Și odată am un mirgus aici. A, deci două fumuri dați, practic. Da. Păi da, bă. Ai de mine, păi asta e... Noi ne afumăm, nu e simplă chestia asta. Noi ne afumăm din când în când, peștii să afumă odată. Cu două fumuri. Uite. Deci nici la ei nu e simplu, că trebuie două fumuri. Și unii rămân așa, oamenii, cu fumuri. Toată viața. Toată viața. Aici se zice, va fi o primă tură, gata. Da. Și acum îl închideți. Opa. Gata. Bă, voi credeți că eu rezist aici, mă? Mamă. Opa, atenție. Bă, acum să vezi. Acum se încoardă mușchii. E cum? Mă țineți pe mine în căldurile astea aici. Unde îl puneți? Acolo. Bun. A fumat și ăla. Acum. Așa. O să vedem aici din când în când că este un... A, uite-l, da. Fumă. Nu că-l pierdem, lăsați-l, închideți. Da, dăm... lasă, că mai dăm la turel aici. Îi dăm și aici puțin tiraj. E cu dichis oțel aici. Da? Că dacă lași așa, jarul arde, nu știu ce, sigur el se mai poate stimula cu un fen sau cu ceva, da? A, poate să arunce fumul. Fen la țară, nu prea. Mai bine... Foale, foi, da, din alea. Cu foi. Nu, da, se duce cenușe sau funingine. A, pe pește, sus, da. Las, că avem răbdare. Deci acum așteptăm, practic, nu? Sau mai facem un foc până... Nu, acum facem foc aici, imediat. Te vedeți? Păi trebuie de vreo două ori, poate de trei ori, depinde. Dacă vrei să mănânci pește copt, așa, mănânci ca japonezii pește crud și sănătate bună. Sushi. Nu? Sushi. Hai să ne uităm aici, să bagi de seamă, că deja sunt uscați. Da. Sunt uscați. Poți pune mâna și eu, n-ai te rog, te rog. Da? Da, bun. Și atunci ai musai să dăm un praf de rumeguș. Acum peste jarul ăsta? Peste jar, da. Să și afumăm oțelul. A, văd că l-aveți pregătit acolo. E aici, uite. A, uite acolo în... Nu e pregătire de șantier, ce te joci. Și îl puneți practic peste jar. Și aici îl lăsați închis acum sus? Nu, imediat îi dau. Ia să vedem. Nu punem mult, punem puțin. A, o mână. Pac, l-ați închis. Și acum, uite aici cum a luat-o. Deci că e locomotivă. Nu, îl mai afumăm, nu-l afumăm mult, dar cât să-i dea gust, știi? Adică... Așa, dar? Gata jarul, l-ați curățat aici. Mai e. Mai e? Se coacă, dar să nu pierdem vremea. Da. Trecem la compartimentul ălalt, ca să zic așa. Dacă mai aveți acolo... Ce crezi? Asta ați făcut în două sau cum? Păi, măi, omule. Ia, cum ați? Aici e cuptorul propriu zis. Da. Care pe baza unui cuptor țărănesc de copt pâine. Bine, acum eu nu fac pâine, dar un miel, un purcel, nu, un pește eventual, se face acolo. Și eu am făcut aici o antecameră. Așa. Ce zici? Pun grătar aici, aici așa. Facem grătare. Da. Pe ăsta merge fumul, nu știu, și căldura, și facem și jar pentru așa ceva. E multifuncțional. L-ați gândit pe stratul așa. Ce crezi, domnule, cuptor serios aici? Nu. Deci,
o să dau ambalele acolo, le dau foc. Da. Și pe urmă ne ocupăm în continuare de păsări, nu știu ce, de pește, până se face foc acolo și jar ca lumea. Am înțeles. Am aici un aprinzător rapid, nu știu dacă vezi. Deci merge la puternic acolo. Merge, merge, își vede de treaba lui. Așa, dar aici ați mai pus lemne de ce? Am mai pus o țără în caz, în ipoteza că nu ne ajunge suficient asta, aici? Mai punem o tură, nu? Hai și ăla l-am pregătit pentru crapul cu varza? Așadar, ce vă trebuie pentru? Ne apucăm varză, de varză, nu? Cu avânt la varză. Bun, ce facem? Trebuie să-mi aduci de acolo o tavă. Tava, da. Care va intra la... Am înțeles. Asta o iau eu. Ca să o mărunțiți, da? Ca să o mărunțesc. Bine, mă duc să vă aduc. Astea vă mai trebuie? Lasă de-aș și că... Las, mă duc pe tavă. Așa, băi. Gata. Tocător de... Așa. Și mărunțiți și, mărunțiți și puneți un pat de varză sau cum? Am înțeles. Varză, godiment. Acum, eu îmi cer scuze față de gospodine dacă nu tai eu cu multă dexteritate. Dar ce să fac? Îmi permit licențe la varză. Păi acum fiecare taie cum... Da. Eu zic așa unii e taie bine, dar nu scot mâncarea bună, știți cum e, deci... Eu pot să zic, domnule, așa e cel mai bun. Dar asta putea să nu fie cel mai bun. Nu contează. Voi o să-mi dați... Așa, roată, ușor. Păi e ca spre cotor ăsta. A, spre cotor, am înțeles. Și ca și condimente, ce folosim? Imediat, o să folosim ceva boia, da? Piper, cimbru. N-am înțeles. Da, nu prea multe. Peștii o să-i acoperim cu, o să vedeți voi ce. Mă faceți curios deja. Dragi gospodine, priviți cu atenție. Cât e de mare varză sau ce? Da. Ca să vă critique. Da, e bună, e bună, las că e bună. Păi sunteți cam gata cu varza. Cam gata. Bun. În mod egal. Am umplut-o, așa. Am umplut-o. Acum trebuie să punem neapărat cimbru. Asta e uscătura, asta e cimbru? Da, e o plantă tradițională românească. Eu am crezut că am pus-o de decor pe masă. Da, de unde? Care dă un gust extraordinar. Unii bagă în cartaboși, în cărnați, în ciorbă de fasole. Da? Da, sigur, în varză fiartă. Da, sigur. Și astea le băgați pe foc după aia, nu? Sau ce? Bag pe foc, nu contează. Mă rog, piper, boabe, nu? Foi de dafin. Puneți și ulei? Puneți și ulei. Așa. Și pe varză și pe pește. Mamă, dar mult. De ulei de floarea soarelui, nu de măsline, da? Floarea soarelui. Când la noi nu cresc măsline. De măsline punem când mâncăm ceva oceanic, să zicem, ca să facem conexiuni. Aoleu, dar așa mult ulei? Păi da. Bun. Deci nu va fi prea uleos? Nu. Bun. Mă las în grijă dumneavoastră. Asta ar fi una. Acum trebuie să trecem la pește. Așa. Am crezut că mai ziceți că asta e un litru, da, mai trebuie unul. Peștele ăsta, da? Am găsit lapte. Ce ar fi să-i punem aici? Eu nu știu ce ar fi. Dar e bine să-i punem. Da? Da, sigur. Un pește nu este desfăcut. Auleu. Îl desfacem acum. Eu zic... Da. Dar stați așa, să iau tava de aici, să nu sară solzii. Nu sar. Păi ăsta e pește oglindă, asta vreau să vă spun. Ah, bun. Ce înseamnă pește oglindă? Nu să se închipui că îți faci tu freza în el. Nu, are puțin solz. Are foarte puțin solz. Spre bucuria celor care îl desfac. Uite, are un șir de solz pe aici. Nu? Aici câțiva. Deci să mai trebuie să-l și spălăm. De spălat ăsta. Facem în felul următor. Stați așa. Pune o tava dincolo pe masă. E cel mai sănătos așa, să nu ne înjure telespectatorii. Da. Și curățați dumneavoastră liniștit și după aia o aducem înapoi. Te angajezi să speli? Sincer, nu. Ești în dilemă. Și atunci cum facem?
Îl lăsăm nespălat. Hai! Ești mare încurcătură. Nu, îl spăl, nu, am nicio problemă, numai să fie curățat și că mă duc să-l spăl, nu e mare lucru. Da, da, știi că trebuie să-l spăl ca lumea. Păi, da, dau cu detergent, dau cu tot ce trebuie. Curente, cu tix, cu... Îți spun, până când îl fac eu pe ăla, nu știu ce. Așa, încerc să-l spăl pe ăsta. Tu-l speli pe ăsta. Fac o probă. Frumos, așa, ai acolo un robinet cu apă faină și îl speli. Dacă nu e spălat bine... Mă mai trimite sătură. Nu. La masă, când o să mâncăm, că doar o să-l mâncăm, nu o să-l mâncăm. Da? Să-l dau ție pe ăsta. Să-i facem un semn. Știu, pe nevăzute. Da. Poți să-l iei? Da, dați-l aici. Bagă-mă aici, la urechi. Gata. Și o să te rog să vii să iei și asta după aceea, bine? Da, să o spăl. Am plecat. Hai să vedeți dacă l-am spălat cum trebuie. Ia. Ăsta? Da. Tu îl mănânci pe ăsta. Eu îl mănânc. E bine spălat, bravo. De frică. Păi de frică l-am și spălat. Așadar, trebuie să-l crăpăm o țâră pe dumnealui crapul. Ai face niște... De niște crăsături, ca pentru ca să se coacă mai bine. Am înțeles. Nu te-ai făcut foarte adânci, pentru că s-a putea să se reverse și nu poți să-l mai iei ca lumea. Așa. Am înțeles. Cât să intre o țără... Așa, ușor. Așa, ușor. Am înțeles. Așa se vor desface la cuptor, știi? Da. Deci cam asta e. Dacă mi-aduci tava aia... Da, numai să vă faceți loc, că n-am unde să vă pun. Uite aici. Că e mare tava. Nu, mut pe ăsta aici. Îl iau ăsta de aici? Vin, mai trebuie? Da, nu, și aduc tava, da? Da, sigur. Bun. Hai da. Asta e tava specială făcută de țin. Bun. Dacă l-am pune pe ăsta aici. Așa. Și am pune puțină. La rândul lor au stat și ei în sare, amore. Deci nu le pune în sare. A, și pe ăștia i-a ținut în sare? Da, da, da. O zi sau cum? O noapte. O noapte. Și așa multă boi, ăsta puneți pe ea? A, o țără, nu e mult. Nu e mult? Ai, ungeți așa. E sigur, da. A, arată bine, nu? E, da, e promițător. O să ne deranjeze fanta asta de soare care ne prinde aici, dar n-avem ce face. Lungul drum al crapului către... Cuptor, către grătar sau... Cuptor, dubă, nu? Sau cum? Dubă. Deci asta va fi crap pe varză la dubă, nu? Așa, mai trebuie să punem așa. La duba poliției. Să punem niște roșii. A, așa. Le tai bine? Da, da. Hai bă, că-s bun. Felii consistente. Asta puneți peste, lăsați roșiile peste, așa? Da, de ce, că ele își lasă să intre în el, nu? Sigur că da. Asta e. Hai să mai punem și câte un morcovel, așa. Puneți câte un morcov. Mă, aș îndrăzni să tai și un gogoșar, ce zici? Cum vreți. Păi da... Ăștia la cuptor se moaie. Da. Și intră în pește, nu, îi dau un gust, nu. Gustos? Vă dăm notă, stați așa. Vedem noi la final. Bă, mai târziu... Care l-am spălat eu? Ăsta. Nu, ălalt. Ești hoț. Hai să bag pe aici așa o țără pătrunjel, nu? Pătrunjel, da. N-aveți foarfecă, să tăiați cu foarfecă, ar fi interesant. Am mai trecut prin experiența asta. A, cu foarfecă e o invenție... Veroneză. Nu chiar grozavă. A, acum va arăta spectaculos. Ia uite-l. Păi de mine. Da. Aici am pus și apă și am uitat să spun, știți? Așa. De altele. Nu de altceva, dar sunt gospodine care știu lucrurile astea foarte bine. Și mă vor critica. Oricum dar... ne vor critica, dar nu nu contează acum. Dacă ne critică, cât vorbește lumea de tine, ce înseamnă? Că? Existi. Atât. Auzi, să-ți mai pun ceva. Toată povestea asta
ține de o stare ludică a omului. Nu de hrană neapărat, dar starea de joc. Starea da, de plăcerea de a... Și de a ieși din cotidian, așa mai facem. Asta sunt și emisiunile voastre. Starea ludică atât de necesară oamenilor, până la urmă, nu? Cum e jocul popular, cum e jocul de poker, până la urmă și jocul politic, cât ar fi el de incriminat acum la noi. Așa, deci am băgat ăsta. Băgăm peste tot așa, aparent egal. Vai de mine. Da, da, are miros fain, iese, ia vezi. Să vă spun ceva. Mai stăm o țără, că e prea tare, bă, foc tare, da? Prea tare. Hai să se mai mai o țără. Ai filmat acolo și aranjat? Când ați aranjat, da, l-am filmat. Acum, mai punem ulei peste pește. Încă, nu, numai peste pește, nu? Numai, am pus și la mult? Vază, am pus acolo, dar nu mult așa, dar peștele trebuie să fie, altfel să răscoace. Să aoleu, bune, aoleu. Mai, las-o țără, că altfel se coace prea tare. El e mai apărat de sucul de roșii, de asta, da. Oricum, o țără. Bun. Și acum? Și acum? Luăm noi, fain, frumos, tava asta făcută special, asta e făcută de țigan. Specială pentru un cuptor de ăsta. Că nu găsim de asta. Păi de asta. A, pe formatul... Pe formatul unui miel, unui puțel. Puteți o puneți singur? Ia să vedem. Uite aici. Ei, se așează acolo. Trebuie să punem și un capac aici, așa zice. Puneți-i. Bun. Haideți să curățăm masa, zic eu. Asta curățați voi, că eu până acum... Fac curat, pregăt, așa. Da. Și după aia să vedeți ăsta, că-i scoateți, nu? Sau? Scoatem, păstră, sigur. Scoatem, da? Și pregătim deci, curăț... de mâncat. Am înțeles. Mamă, uite aici capacul jos. Mare, poate vă atenție la picioare. Capacul în stil gotic și acum vine marele mare extragere. Produs, marea extragere. Ați ținut de ăsta că dacă ne pică ăsta în vai de unde mine, o să cum pun s-a acolo? Făcut ăsta. Direct pe capac ăla, și pe lemn. Să luăm furculița. Bun. Vai, ai, ai. Bă. Spectacol culinar. Ia uite-l. Deci o clipă. Las microfonul. O clipă. Bă, tu te-ai gândit bine, tu știi chestia asta. Așa doar de... Puțin de gust numai. Adică vă spuneam că vinul alb merge la crab, dar aici trebuie un vin. Ca lumea, uite, bem și de asta și de la. Noroc și mulțumim. Deci, într-adevăr, a să se vadă ceva... I love you.